Colegiul Medicilor a reacționat după ce în spațiul public a apărut o scrisoare deschisă semnată de mai mulți medici care critică măsurile luate de guvern pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Mai mulți medici susțin că autoritățile guvernamentale au încălcat Constituția României, legile și convențiile internaționale privind drepturile pacienților pentru o viroză ce are morbiditate și mortalitate asemănătoare cu ale unei gripe sezoniere. Colegiul medicilor din România a anunțat că se delimitează de mesajul transmis autorităților de mai mulți medici și farmaciști în legătură cu restricțiile și combaterea pandemiei. Organizația ca for reprezentativ al profesiei medicale susține respectarea tuturor măsurilor necesare pentru a limita răspândirea virusului SARS-CoV-2 în conformitate cu normele legale în vigoare și cu recomandările internaționale, subliniază organizația. Totodată o mare parte dintre cetățeni s-au alăturat de măsurile luate de autoritățile guvernamentale și îi susțin pe autorii scrisorii. Unii dintre semnatarii documentului au criticat de mai multe ori public măsurile luate de guvern pentru combaterea răspândirii COVID-19. Acești medici critică obligativitatea purtării măștii în aer liber, monitorizarea temperaturii la intrarea în magazine și solicita anularea interdicțiilor de circulație, întreruperea promovării vaccinurilor anti-COVID. De asemenea, e cer ca doctorii să poată utiliza propriile scheme de tratament pentru pacienți cu COVID, iar autoritățile să nu mai inducă psihoze și să nu mai manipuleze date statistice.